cum să nu fie rușine la 20 de ani după ce și-a căpătat femeia dreptul în România? Tu, cum să nu spui așa? Cum adică o spun așa? Ce ai să așa? Cum adică să-mi fie rușine? Femeie? Bineînțeles, ai denunțat. N-am denunțat nicio femeie. Am împiedicat avorturile. Că asta însemna denunț? Sigur, asta ce înseamnă denunț? Dar de ce? Definește denunț. Știam de prima dată când auzim. Eu mă așteptam să spui că e o greșeală. E altul, Anghelescu. Nu, nu e o greșeală. Înseamnă că tu știi că ai făcut ceva greșit. Dimpotrivă, eu știu că a făcut ceva bun și nobil. Asta încerc să-ți explic. Ok, de ce nu ai spus și nou dacă e ceva atât de bun și nobil? Pentru că tu ai spus că percepem realitatea prin propriile noastre prejudecăți. Și prejudecata voastră, ai care e funcțională... Stai o secundă, mă las să termin, m-ai întrebat? Poți să vorbesc? Nu, dar mi se pare... Poți să vorbesc, să explic? M-ai întrebat. Păi dacă nu tac atunci... Aș vrea să vorbească și să explice. Așa, și prejudecata noastră, da. În legătură cu acele timpuri, e atât de puternică încât dacă v-aș fi spus asta, s-ar fi născut o discuție principială, sau poate mai mult decât atât, inutilă.